formațiunile inconștientului, e cumva locul în care Lacan definește un concept esențial în psihanaliza lacaniană. E vorba de semnificantul falic. E notat cu fi mare. Deci, asta de aici. Funcția semnificării, funcția limbajului, funcția vorbirii, e într-un fel mulțimea vidă, da? Linia verticală e orizontală. Și care e ceva ce rămâne extrem de dificil de captat, de înțeles și ceva ce traversează practic toți anii de teoretizare, ceva ce se află cumva în lanțul semnificant, ca și semnificant primordial, semnificant falic, semnificant maestru. Și într-un fel reprezintă intervenția vorbirii, deci în viață, în viața umană. Intervenție care are două funcții, deci de și ca și semn, deci semn, simbol, ca și marcă, ca și trăsătură. Deci e ceva ce marchează definitiv omul, ceva ce face diferența între om și animal. Deci ideea de marcă, omul e marcat, e un animal marcat. Marcat oarecum poate trimite și la felul în care animalele sunt marcate de către proprietar. Deci semnificația, semnul, simbolul are tot aceste, mă rog, că extinderi. Însă, deci nu e doar marcă, ci și mască. Deci e momentul în care tot ceea ce este accesibil experienței devine divizat. Devine e, într-un fel, un split, ideea de clivaj, de dublă dimensiune, care, într-un fel, este între aceste două aspecte deci marcă și mască, adică simbolic și imaginar, dar, în fond, se referă la un al treilea termen, adică ceva ce este prins între marcă și mască, între simbolic și imaginar, și ceva ce e în fond realul. Realul însă, deocamdată, realul nu apare ca atare, ca și concept. E pe locul pe care va veni acest real. Se află încă realitatea, fantasma, această țesătură de centru simbolic și imaginar, iar ceea ce corespunde, deci, ca și concept, este însă și această funcție falică, care, până la urmă,
e cumva acumulată la tot ceea ce sunt formațiunile inconștientului. Deci, în fond, datorită vorbirii, datorită semnificantului falic, există această formațiune ale inconștientului, iar această acțiune a vorbirii intervine ca un fel de introiecție, deci intruziune. Deci este vorba de faptul că cumva e interiorizat, e corpul devine marcat de către vorbire. În acest seminar, deci, e dezvoltat acest graf care pornește de la varianta simplă a relației între discurs și lanțul semnificant. Și care, în propriu zis, se dezvoltă puțin mai mult aici, de exemplu, cu o întoarcere aici. E vorba de două locuri în plus, în propriu zis locurile obiectului și ale eu-ului, mă rog, locurile ajung să fie schimbate în variantele ulterioare. Iar, în propriu zis, acest graf, odată dublat aici sus, reprezintă această dedublare, deci, a semnificantului în imaginar și care este răspunzătoare în cele din urmă de faptul că întotdeauna cererea, deci cererea subiectului este dublă. Nu este doar o cerere de obiect, imaginare, ci și o cerere simbolică, o cerere absolută, o cerere de iubire, în același timp o cerere de ură. Și cumva această dublare simbolică a cererii ascunde ceea ce corespunde aparent la nivel imaginar ca mască, deci ca cerere de obiect, care cerere, propriu-zis, în registrul imaginar de obiect este caracterizată de ignoranță. Deci ignoranța reprezintă faptul că obiectul e aparent imaginar, e imaginat, când în fond e vorba de un proces halucinator. Deci întreaga structură a fantasmei are aceste două orizonturi, un orizont simbolic aici în sus și un orizont real aici în jos. Și care într-un fel se întâlnesc undeva la mijloc în ceea ce e procesul final al instituirii limbajului, raportul între dorința subiectului și propria fantasmă. Deci felul în care în fantasma fiecărui subiect funcționează acest motor al dorinței. Dacă e să vorbim despre această formațiune ale inconștientului, ele sunt efectul intruziunii vorbirii în corp. Această intruziune produce o serie de pierderi, de lipse. Iar pe locul acestor lipse
Efectele care se fac simțite pot fi clasificate în un mic tabel al celor trei mari complexe. Deci, complexele clasice, în psihanaliză, ca și un fel de fereastră prin care inconștientul, mă rog, activitățile, formațiunile inconștientului se exprimă, sunt privarea, frustrarea și castrarea. Deci, acea pierdere de obiect care e cumva corpul mamei la naștere, este o privare, deci privarea, propriu-zis, reală, acea pierdere, să zicem, a sânului, obiectul imaginar, prototipul obiectului imaginar, frustrarea, o frustrare imaginară, și castrarea este momentul în care energia, să zicem, legată de sexualitate ajunge la maturație, deci un fel de ieșire din sau rezolvarea complexului oedipian. Ei bine, toate aceste trei pierderi pentru Lacan sunt efecte ale intruziunii vorbirii. Ceea ce face ca obiectul, așa zis, al privării reale, deci un fel de fond al căutării obiectului, să fie, de fapt, imaginar, să fie chiar vorbirea, funcția falică. Ceea ce face ca frustrarea, care e percepută ca imaginară, să fie în fond de un obiect care reprezintă copil, care îl reprezintă pe copil în dorința mamei, deci un obiect real. Iar castrarea, care este operația simbolică, să fie în fond o pierdere a ceea ce este falosul imaginar. Deci e un tabel în care sunt corelate agentul, lipsa și obiectul. Sunt trei linii ale celor trei procese. Ale imaginarului, simbolicului și realului. Cu aceste puncte de intersecție care sunt dezvoltate încetul cu încetul. Deci e destul de laborios. E o temă care revine și în seminarul următor. Sunt peste 900 de pagini aici. La finalul seminarului e un studiu de caz legat de ceea ce este cererea în tipologia nevrozei obsesionale. O cerere care e dificil de exprimat și care vizează locul lui altul. O cerere care, datorită efectelor de interschimb al pozițiilor la nivel simbolic, face ca să existe doar două variante. Deci, această cerere de moarte
El întotdeauna balansează într-o moartă a cererii și, în fond, acest balans e ceea ce angosează subiectul și induce imposibilitatea formulării. Este chiar la în ultima lecție un fel de întoarcere. Un fel de exemplu de întoarcere simbolică legată de exemplu de ceea ce este cererea marelui altul la nivel religios, e exemplul creștinismului. Și în acea poruncă, tu vei iubi pe aproapele tău ca pe tine însuți. Pentru Lacan nu e neapărat o poruncă morală, ci e ceva ce ține de funcția identificării. Dar acum e vorba de răspunsul pe care cumva îl ascunde această poruncă și care, dacă ar fi formulat, ar fi, deci, bine, tu să iubești sau să iubești, să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți, ar fi ok, eu îmi iubesc aproapele ca pe mine însumi. Ori, în momentul în care e formulat așa, apare imediat dificultatea acestui aspect, adică până la urmă este sigur că te iubești pe tine însuți. Această incertitudine, în fond, se ascunde chiar imposibilitatea și e ceea ce creează un fel de orizont, acest orizont al vorbirii, partea superioară, un fel de orizont al poruncii, unul dintre orizonturile cererii, și care ascunde, în fond, mă rog, ceea ce face dificultatea, deci un fel de traducere inversată a lui să te iubești, să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Iar acea traducere ar fi tu ești cel care mă ucide. Aici tu ești e în același timp în franceză aceea succesiune de sunete ca și tu ucizi, deci tu ești, tu ucizi.
Iar Capătina însuți e, deci e pe de-o parte o primă interpretare privind inversul a ceea ce este iubirea, deci ceea ce scapă la o primă la o primă abordare. E vorba de ură. Și a doua, ca pe tine însuți reprezintă faptul că tu, adică e mesajul din partea marelui altul, tu ești în vorbire, sau la nivelul vorbirii, cel pe care îl urăști în cererea morții. Cel pe care îl urăști pentru că îl ignori. Există o altă schemă care e dezvoltată în seminar. E vorba de schema L, schema Z. E puțin transformată. E vorba de, nu știu, această întâlnire între simbolic și imaginar, deci între vorbire și corp, între ceea ce este funcția, într-un fel, funcția vieții din vocea și triunghiul simbolic, clasic, psihanalitic, mamă, copil și tată. Ceea ce duce la cristalizarea a ceea ce devine imaginea eu-lui, imaginea obiectului, dorința și, în cele din urmă, fantasma. Deci cam asta este. Deci în acest iubește-i să aproape ca pe tine însuți, are legătură cu aducerea cumva la marele altul? Păi este porunca, este această poruncă de la locul marelui altul. Care... ca o închidere de cerc cumva, nu? Da, este. Ceea ce ascunde este această imposibilitate, deci, pe de-o parte, în răspunsul, deci, maschează imposibilitatea răspunsului îmi iubesc aproapele ca pe mine însumi. Deci, acest clivaj al subiectivității între, pe de-o parte, cele două, ca aspecte simbolice, ura, iubirea și ora, și la nivel real, ignoranța cu privire la obiect.
aici sunt foarte multe detalii legate de cazuri. Cazuri de nervoză obsesională, feminină, masculină. Și, practic, întregul seminar se desfășoară de-a lungul comentariului, mă rog, interpretărilor. Deci e cumva o analiză unei nervoze obsesionale feminine și felul în care în parcursul analitic, bine, pe de-o parte la nivelul simptomului nervozei obsesionale, apoi felul în care apare în diferite faze de analiză și eventual la final, ceea ce e, mă rog, ceea ce Lacan ajunge să se pună ca intoziunea falosului și ceea ce la nivel, să zic, obiectiv, deci la observația comună, poate părea și altceva sau, mă rog, este interpretat altfel în psihanaliza clasică. Deci discuția merge începând de la relația cu mama, deci e momentul primelor cereri, deci al cererii de obiect, care, oricât ar fi ea de primordială, cumva, deci ce înseamnă faptul că întotdeauna e vorba de această dedublare datorită vorbirii, datorită semnificantului și lanțului semnificant, e că niciodată cererea subiectului copilului nu este doar o cerere de obiect, e întotdeauna și o cerere simbolică, de recunoaștere simbolică, o cerere de iubire. Chiar dacă, bineînțeles, nu există atunci încă propriu-zis vorbire. Însă, în fond, cumva această predispoziție a omului față de vorbire, faptul că bebelușul se află în se scaldă cumva în vorbire, faptul că se află deja în vorbirea părinților, în dorința lor, în relația lor. Deci, sunt o serie de elemente care fac ca această funcție a falusului în modul simbolic, în modul imaginar, și în modul real să funcționeze încă de la început.
Ceea ce sublinează Lacan este într-un fel la imposibilitatea de a se ajunge la așa zisă rezolvare genitală. De exemplu, e în analiza de nevoză obsesională pe care o comentează ipotetica rezolvare genitală a complexului oedipian nu e obținută pe prejis. Și așa zisa rezolvare, în fond constă într-o rezolvare pre-genitală, pre-edipiană. Deci cumva încă de aici apare ideea de imposibilitate, deci a rezolvării genitale, ceea ce ulterior va lua forma inexistenței raportului sexual. Deci e o discuție pe caz. Și în mare ar fi deci această intruziune a falosului, a vorbirii, ca intruziune în același timp a morții, ca intruziune în același timp deci a simbolicului, a morții, a sexualității, deci în cele trei aspecte, imaginar, simbolic și real, și în același timp ca și lipsă. Deci, cumva, ceea ce introduce problema este în înșelarea cu privire la obiect, indiferent că este obiect al cunoașterii, obiect al iubirii sau obiect al urii. Deci această imperceptibilitate a vocii, a semnificantului falic face ca, pe de-o parte, introduce cele două, această diviziune simbolic, imaginar, real, și în același timp produce oscilația între cele trei obiecte și propriu-zis dificultatea constă în faptul că obiectul propriu-zis lipsește. Adică ceea ce este obiect al iubirii, propriu-zis, nu este niciunul imaginar, niciunul real, niciunul simbolic. Este cumva însăși funcția falică se are pe ea însăși ca obiect, doar că e un obiect în lipsă. Deci cumva această cerere de iubire care e deplasată fie față de celălalt, fie față de sine, ea se satisface în ea însăși, dar ca și nesatisfacerea.
La fel este și cu cererea de moarte. În fond, această dorință de moarte, instinct al morții sau cerere a morții, că e vorba de celuilalt sau proprie, este cumva o cerere a vorbirii, a semnificantului față de el însuși. Ori, din nou, el este deja satisfăcută la nivelul vorbirii. E această dispariție în permanență, această pierdere în permanență a vorbirii. Iar la nivel de ignoranță, din nou, deci așa numită pasiunea ignoranței, acest blocaj, această piedică de a cunoaște, de a lăsa cumva să exprime ceea ce este în fantasmă sau aceste elemente de inhibiție, de angoasă, aceste elemente simptomatice, în fond, ele sunt într-un fel deja satisfăcute, în sensul în care ceea ce nu se vrea să se cunoască, deci ceea ce e refuzat să fie cunoscut, e satisfăcut în sensul în care nici nu poate fi cunoscut. Deci toate aceste oscilații cu privire la obiectul iubirii, care, mă rog, e pierdut, e dorit, cu privire la moarte, care din nou produce angoasă sau ură, sau cu privire la cunoaștere, deci inhibiție, toate ele toate sunt într-un fel iluzorii, într-un fel superficiale, absurde, deci un mare caz pentru nimic, adică și o mare păcăleală, o mare înșeleală. Adică, și, bine, acum efectele sunt evidente în toate dramele, tragediile, iubire, război. Dar, în fond, soluția este deja. Și de ce? Deci, și este în această funcție, în această funcție falică, acest semnificant falic, iar asumarea sa ca atare, deci, mă rog, poate la Lacan numele de castrare, deci e falsul și castrarea. Ceva ce, mă rog, cumva e ratat între cele două orizonturi, deci aici e orizontul simbolic, orizontul real, și aici e locul în care se desfășoară viața umană. Deci, locul fantasmei, locul realității. Un fel de cerc vicios, mai aproape de, să zicem, de perversitate, mai aproape de nevroză. În mod fundamental halucinatoriu, deci ca și structură.
halucinație mai mult sau mai puțin reușită. Iar singura ieșire, deci, mă rog, intrarea, propriu-zis, deci intrarea e inaccesibilă, deci aici nu mai există nicio posibilitate. Singura posibilitate, deci, de ieșire din acest punct al interpretării în analiză, adică în analiză subiectul e confruntat cu propria lui cerere, deci el cere, adică pur și simplu el vorbește. Și această confruntare are loc într-un mod protejat de ceea ce este această lume, să zicem, a realității, a fantasmei, a imaginarului, în mod fundamental. Deci e o confruntare simbolică care permite jocul de locuri, deci, și ceea ce permite în cele din urmă o traversare nu prin dorință, la obiectul dorinței, deci în fantasmare, în imaginație, ci la un fel de dincolo de orizontul vorbirii, deci dincolo de orizontul în același timp al morții, al sexualității, al semnificației. Deci asta ar fi parcursul din analiză. Aici este locul analistului, analizei, inconștientului, mă rog, ceea ce poate deveni accesibil în experiența analitică, și aici e punctul de final, deci locul în care se ajunge și care cumva condensează toate cele trei elipse, toate cele trei complexe în semnificația, deci semnificantul lipsei marelui altul, a lipsei de răspuns a marelui altul, indiferent că e vorba de marele altul matern, patern, marele altul simbolic. Deci această lipsă din partea lipsă de răspuns la cerere. Deci lipsă de răspuns la cererea, de iubire, de ură, de ignoranță. Deci această lipsă de răspuns care, în același timp, este faptul că răspunsul este deja. Da? Este într-un mod care e, să zicem așa, metaforic exprimat în acești trei semnificanți. Pe de o parte, semnificantul lipsei marelui altul, pe de altă parte, această funcție simbolică în real a vorbirii, deci semnificantul primordial al vorbirii, deci vorbirea ca simbolică, dar ca și lipsă în real, deci ca și gaură, ca și mulțime vidă, într-un fel, și în același timp ca și castrare, deci ca și castrare care ajung să fie înțelese așa cum sunt ele, în experiența analitică, care se exprimă cumva pentru fiecare la final de analiză și pentru care la toate acestea trei, deci, lipsa marelui altul, funcția falică ca funcție simbolică și castrarea găsește o formulare ultimă la care nu mai renunță, chiar dacă o pune în sub semnul întrebării la un moment dat, nu există raport sexual. Ceea ce, din nou, reprezintă faptul că el există într-un fel în care nu există, adică e deja împlinit, dar pur și simplu la nivelul vorbirii, deci vorbirea care se afectează pe ea însă și corpul care vorbește, care se afectează pe el însă, deci într-un fel în care a existat dintotdeauna în inconștient, deci în locul inconștientului.
Deci e această conjuncție de, de termeni misterioși. Care este subiect fără subiectivitate, o vorbire care nu are procesualitate, nu are fenomenologie, nu este un fenomen, tot zis, nu poate fi observat, nu poate fi imaginat, deci nu poate fi înțeles, și un obiect care scapă întotdeauna, deci vocea, vorbirea și vorbitor, da? Vorbitor propriu-zis fără subiect, vorbire fără conținut și vocea ca obiect, dar în fond nu este obiect, e obiect fără obiect. Deci această lipsă se întâlnesc aici. Și în fond el a fost de la început, deci prin acest element de intruziune a funcției vorbirii, funcției falice, iar tot ceea ce s-a răsfânt ca probleme și ca aparentă problemă în ceea ce este structura psihică, deci diferite probleme la nivel de perversiune, psihoză și nevroză. Ca un fel de răsfrângere, dar în fond cât se poate de superficială. Această reînodare a celor trei în lipsele lor e ceva ce Lacan, mă rog, o altă metaforă, prezintă prin faptul de a putea face un nod, deci cu cele trei, deci la nivel de subiect e subiectul inconștient fără subiectivitate, la nivel de cunoaștere e această cunoaștere imposibilă, pasiunea, ignoranția dusă la extrem, și la nivel de obiect, lipsa obiectului, se poate să faci nodul Borromean în trei pentru întuneric. Da, din nou, o metaforă, pentru că ideea este că e deja făcut să-l găsești, deci să-l vezi, să-l vezi pe întuneric, da, mă rog, cum... Deci, dacă ar fi să luăm așa o metaforă, cele patru formațiuni ale inconștientului sunt doar trei, deci este doar acest element al funcției falice, funcția simbolică, semnificantă falic. Intruziunea, vorbire în corp. De aici decurge totul și de acolo se și rezolvă totul. Și, da, cumva, rezolvarea e de bun simț, adică dacă problema este intruziunea, deci a vorbirii în corp, soluția este expulzarea. De unde și această vorbire liberă și efectele, într-un fel, sunt miraculoase, pentru că nu se pot prevedea, nu se pot instrumenta, dar propriu-zis în experiența analiștilor cu analizanții întotdeauna sunt elemente de miraculos care se întâmplă. Da, ok.